Bună ziua! Bine ați venit și ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune Citire pe Foaie. Am făcut pentru săptămâna 21-27 etalarea pentru domni. Următoarea etalare am considerat de cuvință să fie una generală, tot pentru săptămâna 21-27. Bineînțeles că pe urmă va urma etalarea pentru doamne următoarele 48 de ore și după luna septembrie pentru doamnele necăsătorite și căsătorite, că au cerut și cele căsătorite, da? Și foaia, pendulul, bineînțeles, care pendulul nu mai este o noutate. Au început și colegele mele să și-l procure, au început să apară, dar asta este, concurența este foarte bună pentru că ne face mai buni. Și, cum am spus și la etalarea pentru domne, am de făcut câteva anunțuri, două, trei pe scurt. Eu știu că v-ați uitat și la etalarea domnilor, dar am să mă repet, da? În primul rând cu acest mir de nard din Israel, este o floare rară, veți citi pe Google dacă vă interesează, da? Ca să nu stăm să pierdem timpul, istoria lui. Însă nu neapărat ca și mir, că orice mir este bun până la urmă. Ideea este că foarte mulți dintre dumneavoastră nu vă dați corect cu mir. Mirul nu se dă pe frunte, se dă în primul rând între sprâncene și se dă în 7 locuri ale corpului. Se dă între sprâncene, se face cruce peste inimă, se face cruce la încheietura mâinilor în interior, peste ombilic se face cruce și la ambele clesne, tot pe interior. Știu că este greu și mult să îmi spuneți pe ce dimineața mai stau eu să îmi dau în 7 locuri cu mir. Ok, cine are timp, cine are chef și cine, bineînțeles, cine crede. Pentru că, uite, am și clienți sau cliente care, mă rog, n-au această credință. Dar nu asta este problema. Eu vă spun pentru cei care folosiți mir, da? Să așez un pic camera. Ok. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, ca să nu uit, vă mulțumesc pentru abonări, pentru like-uri, pentru comentarii acolo unde se poate că vedeți, ba apar, ba dispar, ce să facem. Tot așa ne jucăm de șoarecele și pisica. Și să nu uitați că mâine, fiind 21 august, ne vom întâlni la ora 19 seara. Ne întâlnim, metaforic vorbind, nu ne vedem live. Știți foarte bine că vreau să am un pic de grijă de dumneavoastră, cei care vă simțiți mai slabi sau blocați. Încerc să reușesc la cât mai multă lume să aliniez un pic energiile, să scăpăm de ce este negativ și să ne vină un pic de de energie bună, o energie curată care să ne îndrepte pașii acolo unde n-am putut să rezolvăm anumite probleme, să avem o energie pozitivă pentru a ne apuca de lucruri noi, să fim mai liniștiți și pur și simplu să aveți numai soare și lumină în suflet. Ce să zic? Încerc să vă echilibrez puțin, da? Dacă n-aș fi avut așa un succes extraordinar la prima întâlnire, probabil că n-aș mai fi repetat-o, însă a fost cerută cu insistență. Și da, foarte mulți dintre dumneavoastră v-ați simțit foarte bine. Bun, eu acum am să fac etalarea generală pentru săptămâna 21-27 august. Am să folosesc de această dată mai multe cărți, bineînțeles, ca de obicei de altfel. Și să vedem la modul general ce energie vom mai avea în
următoarea săptămână ce mai putem rezolva și să auzim numai de bine. Ia să vedem, ia uite. Bun. Știu că nu se văd toate cărțile în cameră, dar până una alta vreau să vă spun că oricum eu sunt atipică la citirea cărților, așa că le vedeți, nu le vedeți, eu nu dau normal. Am un pic alt har, un pic divers de ghicitul clasic în cărți. Bun, și să începem. La modul general, energia va fi superbă, minunată. Nu știu, haideți să începem cu sănătatea, pentru că văd că se stă destul de bine în următoarea săptămână. Nu știu de ce simt nevoia să zic că vă veți simți ca un fulg. Unele dintre dumneavoastră, dacă mi iese chestia asta, înseamnă că mai și slăbiți sau începe să țineți o cură de slăbire sau chiar țineți și veți mai slăbi un pic, pentru că chiar îmi arată că veți fi mult mai ușoare, vă veți simți mult mai bine. Și mulți dintre dumneavoastră, da. Cei care au avut blocaj pe sănătate, să știți că vă reveniți și îndeopște copiii care i-ați avut cu probleme de sănătate, să știți că își vor reveni, se fac bine. Foarte mulți dintre dumneavoastră, și nu mă refer numai la energiile tinere, la examenele pe care le au să le dea cei tineri, pentru că văd că majoritatea vor reuși iarăși o carte superbă pe examene, însă simt aici că sunt și persoane care sunt peste 45, 45, 43, 44, 45, da, peste 43 de ani, care vor să dea, poate nu neapărat în săptămâna aceasta, dar vreți să dați un concurs sau un examen. Să știți că indiferent, deci puteți reuși, aveți toate șansele, majoritatea dintre dumneavoastră. Singurul examen la care am o, să zic așa, o oarecare îndoială că veți lua din prima unii dintre voi, este examenul de carnet de șofer. Aici da, veți da de două ori. Da, dar veți reuși până la urmă. Sau repetați ceva. Nici nu mai știu cum e acum, vă dați seama. Eu am carnetul de 35 de ani, habar nu am dacă mă mai pun să mai dau încă o dată examen, deși am mai dat cum mi s-a luat carnetul. Nu știu ce să vă zic, nu mai știu cum este. În orice caz, foarte bine și pe tribunale, pe oameni de stat, dacă aveți, de exemplu, nu știu, procese și chiar dacă sunt în concediu, să zic, tot vă luați amânări, stagnări, dar aceste stagnări sunt în favoarea dumneavoastră, să știți. Bun, mai văd aici un bărbat sau anumite persoane, dar sunt părți bărbătești care vă dor foarte rău picioarele. Eu zic că există ceva, un tratament sau ceva care să vă fie din ce în ce mai bine, pentru că văd de blocare pe mers. Acum oți fi și, doamne, nu știu, să spunem că e o etalare generală, da? Unii dintre dumneavoastră veți merge mai bine. După aceea văd persoane cărora li se năiește un contract de muncă pe drumuri. Acum nu neapărat, pot fi și drumuri în străinătate, dar pot fi și în țară. Sunt foarte multe persoane care văd că vor pleca acum sau pleacă la drum sau mulți poate dintre dumneavoastră vă schimbați și țara. Pe partea materială, deci asta înseamnă pentru servicii, dar eu
Eu zic că veți avea în următoarele 6 luni de zile foarte mult succes pe servici. Vi se reînnoiește contractul de muncă, vă găsiți de muncă, vă avansează. Deci tot ce ține de muncă este foarte bine aspectat pentru următoarele 6 luni, chiar și doamnele, da, foarte mult. Nici să nu vă faceți grijă. Cele care nu ați avut servici, eu vă spun că până pe 7 septembrie, chiar 10, să zic maxim, ceva veți găsi. Acum, că nu o să vă convină foarte tare, nu mai este problema mea, doar că eu vă spun că vă veți găsi de lucru. În afară de anumite discuții pe anumite daruri, de exemplu, cei care sunteți în familie, sunteți căsătoriți, trebuie să, nu știu, să împărțiți ceva, să dați copiilor. Unii aveți 2 sau 3 copii și vreți să faceți niște acte și să împărțiți ceva, să le dați ceva copiilor. Văd în următoarea perioadă copiii sunt foarte bine aspectați pe bani. De asemenea, și ei își pot găsi de lucru sau chiar și energiile tinere sub 38 de ani care mă ascultați acum, veți avea noroc de bani și nu numai de la părinți. Văd aici, din nou simt că cineva a făcut, face copii și va avea gemeni. Probabil natural sau nu, nu stau să intru în detalii acum, eu văd exact cum și în ce fel, dar nu mai contează. Ideea este că vă văd cu gemeni, veți naște gemeni la un moment dat, nu neapărat anul ăsta, dar văd că sunteți multe, veți rămâne însărcinate sau sunteți deja, sau copiii dumneavoastră, pentru că văd că vin și nepoți. Se măresc familiile, vi se măresc familiile. După aceea, foarte important este să vă spun că cei care sunteți, mai ales în străinătate, văd că vă definitivați foarte multe acte, probabil acte de ședere sau acte de muncă. Din nou, mă repet, faceți foarte multe acte cei care sunteți în drumuri de graniță sau între drumuri de graniță. Este superbă cartea. Însă ce vreau să vă spun, ce n-ați făcut până acum, de exemplu, sau chiar dacă ați avut în cap și nu n-ați fost atât de hotărât să vă rezolvați anumite probleme, să știți că săptămâna aceasta ar fi ideal să începeți sau măcar să vă hotărâți sau să faceți demersuri din punct de vedere chiar și sănătate, muncă, bani, schimbări, sunt multe schimbări aici, dar multe schimbări pe drumuri, ca și cum ați vrea să vă mutați și dintr-un oraș într-altul sau dintr-o țară într-alta. Văd că există și noroc de bani. Multora dintre dumneavoastră încep să vă meargă lucrurile bine, să luați mai mulți bani sau indiferent chiar dacă aveți servicii, dar se pare că mai faceți ceva și pe lângă pentru că vă ridicați cu o realizare de dar constantă, ceea ce înseamnă că chiar dacă faceți lucruri în scurt, adică, nu știu, probabil că aveți un serviciu și mai vindeți flori sau eu știu ceva, veți avea noroc. Am dat un exemplu mai puțin ok, da, înțelegeți. Deci aveți și servicii și mai faceți ceva și pe lângă sau n-aveți servicii și faceți ceva, dar în orice caz o să vă meargă mult mai bine. Din punct de vedere dragoste, văd multe logodne, da? Logodne sau căsătorie în următoarea perioadă, probabil că în următoarele 10 luni, așa îmi cade aici, ceea ce înseamnă că dacă ați cunoscut pe cineva, relația va merge în continuare. Dacă sunteți căsătoriți, totuși cade o nuntă în familie, neam cineva se mărită sau se însoară.
Dacă nu sunteți căsătoriți, urmează să vă căsătoriți și tot așa. Deci, indiferent care ar fi situația, relațiile merg înainte. Sigur, eu dau, asta e etalare generală pentru o săptămână, dar lucrurile cumva în următoarea săptămână, la tot ce v-am spus, încep să se alinieze, să se așeze și vor fi discuții despre tot ce vă spun, urmând să se întâmple în următoarea perioadă aceste lucruri. Da, și dacă cumva aveți în familie sau în neam sau să spunem pe cineva care este arestat, să știți că vine acasă, se apropie timpul, se apropie momentul, va veni până într-o zi de 7, 7 septembrie, 7 octombrie, deci se apropie, mai sunt două puncte, da? Dar două puncte la mine înseamnă, poate să fie și trecerea din august pe septembrie sau pur și simplu până pe 10 octombrie, eu așa văd, așa vă spun. Sau cel puțin va fi hotărârea că vine, se va da o hotărâre că scapă în perioada de, deci veștiți sigur. Însă mai am și pe cineva aici care, de exemplu, îmi cade dacă este într-o țară nordică, cum ar fi normal Norvegia sau undeva unde e frig sau ceva, îmi arată totuși o prelungire de arest, da? Deci, dacă este într-o țară unde este foarte frig, da? Ceilalți care aveți probleme cu oamenii de stat și sunteți în străinătate sau în țară sau nu contează, veți afla cât de curând acum, până trece vara, se vor stabiliza lucrurile. Eu sper să avem o vară lungă pentru că văd că mulți ies când este cald, da? Când este cald soare sau e frumos afară, ceea ce mă duce cu gândul că puteți scăpa și până, bine, cu vremea asta ar fi ideal, ați scăpa și până la sfârșitul lunii septembrie sau scăpați până la sfârșitul lunii septembrie. Foarte mulți dintre voi începeți să strângeți bani, veți face economii, să știți. Veți face economii și bine ar fi acum, v-ați gândit bine și da, e bine să faceți economii care nu v-ați gândit să puteți, adică să și începeți, să puneți ceva deoparte. Pentru că, în primul rând, văd și din nou mă repet, pentru că mi-arată cartea din nou aici, vor veni copii, mai vine un copil și s-ar putea să fie o perioadă mai grea, dar nu la dumneavoastră, ci la modul general, aș spune că ar trebui să faceți economii, dacă vreți un sfat general, de fapt. Da? Trebuie să vă. Da, să vă. Vor veni niște probleme într-o oarecare măsură, eu nu sunt aici să vă sperii, da? Dar unii dintre voi veți avea probleme cu banii în viitor. Și acum, dacă vedeți voi, unii nu au, dar fac rost, alții au probleme cu banii. Mi-au căzut foarte mulți bani aici, din nou, bani, bani, bani. Ceea ce mă duce cu gândul să zic, chiar va fi o perioadă bună, pentru că mi-a căzut darul țigănesc, e o perioadă bună pe partea materială, dar ce înseamnă asta? Că trebuie să faceți. Sau să facem, de fapt, că eu sunt și eu aici, așa, să facem economii de bănuți, mai ales că vom și primi, da? Pentru că, uite, vor putea fi probleme la un moment dat dacă nu facem economii. Așa îmi arată, așa vă spun. Este o săptămână superbă. La ce să fiți atenți dacă ar fi să vă dau un sfat după ceea ce simt, ar fi să nu fiți agitați. Știu, o să spuneți, păi și acum 2 săptămâni ai spus, sau acum 3 săptămâni. Păi și ați văzut cei care mi-ați scris, de fapt, chiar și în privat, în momentul când vă spun să nu faceți ceva sau să nu încercați ceva sau să nu fiți agitați sau să vorbiți frumos sau să vă abțineți, mergeți, plecați din locul respectiv și înjurați cât vreți sau faceți ce vreți, dar nu
nu în comunitate, nu acolo unde aveți probleme. Ați văzut că mi-ați scris o grămadă. Băi, ai avut dreptate, că toată lumea era agitată, tot și mai bine că s-au rezolvat problemele, dar în următoarele zile. De aceea vă spun, luați-vă un pic în seamă, da? Și veți vedea ce bine vă va fi. Da, atâta văd, un pic de agitație și cred că trebuie să aveți un pic grijă, da? Să nu treceți la o extremă, adică acum sunteți bine și acum țipați, da? Bun, haideți să vedem un pic acum, să scoatem și pe dragoste două cărți, la modul general, pentru că dăm la modul general. Vești bune în 2 zile veți primi de la o persoană care este singură, care este divorțată chiar, sau văduvă. Da? Veți primi o veste. Ce credeți cam neașteptată? Este o persoană care e născută în luna august sau pe data de 2, dar în orice caz veți primi cât de curând, exact ce v-am spus aici, damele primesc, să știți, primiți din partea unui bărbat o veste care este divorțat sau s-a separat. Bine, mie îmi cade divorț acum, ce să mai turabura, dar să spunem că va fi un divorț și poate s-a și separat, a plecat de acasă, că văd că e cam singur ăsta. Deci o să vă caute cineva din trecut care și-a rezolvat niște probleme. Și s-ar putea până pe 15 septembrie să vă hotărâți chiar să vă vedeți și cu această persoană. Să știți că 7 și 15 pentru Doamne. Pentru Doamne este bună zi zi bună de dragoste. Și pentru cei care sunt homosexuali, da, care sunt gay sau, da, atât, da, pentru domne și pentru cealaltă parte de persoane, 7 și 15 zile foarte bune pe dragoste. Bun, ia să mai scoatem pe bani, nu mai scot, nu mai vreau să scot, pentru că vin bănuți, vin, e bine. Și v-am spus, trebuie să faceți sau să facem economii ca să nu avem probleme, pentru că banii vin și trebuie să tragem un pic de ei. Veți primi și cadouri din partea unei persoane care este născută, mai ales care este născută pe 14 și pe 14 și care sunt de ghindă, femei, bărbați bruneți cu ochii negri sau. Da, veți primi cadouri. E o săptămână mișto, simt așa. Dacă nu vă agitați, că fiți atenți, deci agitația asta care eu o simt, nu este pe sistem nervos. Să spunem, domne, am nu știu ce probleme și am fost agitată pentru că s-au întâmplat nu știu ce lucruri. Nu. Deci agitația asta este pentru că ăsta vă este caracterul. Tot timpul sunteți agitați. Asta e felul vostru. Asta unu. Și doi, este un gen de agitație ca și, sau de agresivitate verbală, ca și cum vă și alintați. Nu, că eu vreau să fac așa și așa și eu nu, asta nu-mi place și asta, dar mai mult e, da, mai mult, dar nu e bine. Deci nu sunteți într-o energie pozitivă pentru a fi agitați și pentru nu știu, pentru pur și simplu a fi încăpățânați, să zic. Ia uite, pentru cei care nu au pe nimeni, veți lua taurul de coarne, da? Și veți căuta și voi pe cineva, dar vor avea succes, mai ales chiar care au făcut un ritual sau au crezut în Dumnezeu sau au crezut în ceva, pentru că mi-a dat numărul 3 și numărul 3 întotdeauna la mine în aceste cărți este Sfânta Treime. Și veți întreprinde ceva cu partenerul dumneavoastră, indiferent că e bărbat sau femeie, da? Aici este etalare generală. Și foarte mulți bruneți cu ochii negri în cad, și femei și bărbați bruneți, brunete, ochii negri, piele închisă. Deci,
veți cunoaște pe cineva, vă caută cineva, sunați pe cineva, veți ieși împreună, veți pleca în luni, marți, miercuri, joi, s-ar putea pe joi să și aflați. Deci joi, săptămâna asta, veți afla că vă veți întâlni cu un grup sau plecați cu partenerul dumneavoastră undeva sau poate deja știți. Bun, pe sănătate mă interesează acum. Unii dintre dumneavoastră veți avea totuși o problemă de sănătate și, și trebuie să fiți un pic atenți pe 6 septembrie la o schimbare, la o mutare, la o schimbare, la o schimbare de ceva cu sănătate, dar știți cum văd drumul ăsta? E ca și cum luați ceva dintr-o parte și duceți în alta până pe 6 septembrie. Știu că e pentru săptămâna viitoare, dar așa îmi cade și eu vă spun datele ca să știți cineva. Aici care împinge, ridică. Nu știu ce faceți, că pe 6 septembrie, dacă nu aveți grijă, la un cărat de ceva, la un mutat de mobilă, la schimbat de mobilă, la nu știu ceva, sau cei care lucrați pur și simplu cu timar sau cu ceva, pentru că vă văd cu mijlocul și cu spatele în pioneze și s-ar putea să ajungeți și la operație. Voi știți că aveți probleme cu mijlocul și cu spatele. De aceea, pentru că această intervenție chirurgicală vine foarte repede, deci ceea ce înseamnă că voi știți deja că aveți probleme, iar voi nu trebuie să faceți așa ceva, dar asta e de exact, voi vă știți acum care, cum sunteți, da? Deci este valabil doar pentru cei care se regăsesc. Pe foarte mulți dintre voi vă iubește o femeie cu ochii verzi sau albaștri sau o femeie în uniformă, da? În uniformă înseamnă poate să fie avocat sau mai știu eu ce. Bun, pe bani scot acum din nou, ia uite, din nou au căzut de la darul țigănesc un beneficiu. Deci dacă eu vă spun că faceți o șpagă, o combinație, o mai faceți ceva, da? Și veți lua sumă cu 4 și care n-ați luat până acum, poate săptămâna viitoare nu l-ați neapărat, dar dacă în septembrie voi nu luați sumă cu 4, acum că sunt 40 de lei, 400, 40 de mii, nu mai știu, da, dar este sumă cu 4 și veți fi foarte fericiți, de aceea îmi cade că trebuie să puneți și deoparte și veți dobândi și ceva de la un loc. Mulți văd că sunteți, nu știu cine se uită acum la mine, dar aici vorbesc chiar dacă sunteți persoane din străinătate, dar văd că v-ați născut, cum ar fi Constanța, Galați, nu mai știu ce mai e, nu pot acum că pierd timpul și am lapsus, deci la apă, dacă stați într-un oraș cu apă, cum este, nu știu, Giurgiu, că e Dunărea, Constanța, Galați și ce mai fi, mulți dintre voi de acolo, din acea zonă, veți primi niște bani din familie, din neam, vreun teren, vreo casă, împărțiți ceva, că vă cade o moștenire, da, la cei care sunteți la apă acum, voi puteți fi oriunde și în străinătate, vă spun de cei născuți, dacă sunteți născuți într-un oraș care are apă și nu un curgător așa, deci eu v-am spus, v-am dat și exemple, aveți noroc să primiți, să primiți ceva. Aveți mulți dintre voi un nou început acum din septembrie. Foarte mulți v-ați schimbat viața și de pe 5 septembrie, nu știu, este ca și cum intuiția voastră va fi mult mai puternică, energia voastră va fi mult mai puternică. O luați de la capăt, aveți noi începuturi, mai ales inițialele în nume sau prenume cu A, cu E. Sau cei care se uită, veți avea realizări cu persoane cu aceste inițiale. Cu cei care sunt născuți în ianuarie sau cei care sunteți născuți în ianuarie, în aprilie, în martie, iarăși,
Și în mai, de fapt, a căzut și luna a cincea, ia uite, extraordinar. Acum am observat, ia uite, 3, 4, 5, fantastic, da? Deci este clar că toți dintre dumneavoastră, dar pot să spun majoritatea, aproape toți urcați pe o scară ierarhică, urcați o treaptă mai sus. Acum, din nou, mă repet, este o etalare generală. Și fiecare depinde și din ce mediu provine și la fiecare scară socială, dar ceva se întâmplă. Eu vă spun, uite, vreau să rețineți această etalare și să-mi spuneți, nu pe 1 septembrie, pe 5 septembrie, până pe 5 septembrie ce s-a schimbat la voi. Nu știu, este foarte frumos. Banii sunt buni, dar trebuie să punem deoparte. Vin copii, sănătatea, aveți grijă la ce munciți, de fapt, săptămâna asta, ca să nu ajungeți la cuțit. Nu știu, cartea este foarte bună pentru săptămâna asta, chiar și până, da, am simțit că până pe 10 octombrie se duce, 5 septembrie, 10 octombrie, da? Aveți grijă ce hotărâri luați chiar și în această săptămână. Dacă vreți să vă despărțiți de cineva, eu aș spune că nu sunt energii bune și să nu o faceți săptămâna aceasta, indiferent cât de supărați ați fi, să nu luați hotărâri la extreme, pentru că totuși dragoste ați avut în viața voastră, unii dintre voi și ați dat cu piciorul la găleata cu lapte, cum spune, că ați v-ați mâneca ca țiganul la mal. Nu trebuie să aveți teamă și frică, că rămâneți singuri, mulți dintre voi, pentru că, uite, Universul îmi spune, ești în siguranță totuși, da? Aici, bineînțeles, și este generic acest mesaj, pentru că ești în siguranță înseamnă că nu o să ai probleme nici cu oamenii de stat, în final se rezolvă. Deci orice aveți până la urmă sunteți în siguranță. Văd că sunteți foarte mult puși pe treabă în săptămâna aceasta să vă rezolvați tot ce aveți sau să vă terminați anumite lucruri. Sunteți ca și cum ați scris pe foaia de hârtie, trebuie să fac asta, 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 asta. E ca și cum v-ați pus gândurile în ordine și le luați pas cu pas. Și dacă n-ați făcut asta, chiar și așa trebuie să o luați, pentru că aveți reușite. Ia să vedem și un sfat din partea îngerilor, că așa am avut poftă să dau cu ei. Îngerul Adriana și ne spune în felul următor: te conduc spre răspunsul la rugăciunile tale. Te rog să ascult și să urmezi pașii pe care ți-i comunic prin intuiția, gândurile și visele tale. Este fantastic. Acum 2 minute am spus. Veți avea o intuiție mult mai puternică. Am spus înainte, vă aduceți aminte cei care ați ascultat tot videoul. Deci, veți avea o intuiție foarte puternică, așa spune și acest înger, Adriana, să-ți asculți intuiția. O să vă ducă pe drumul cel bun. Răspunsul la rugăciunile tale, exact ce am spus înainte, că veți avea noroc la ceea ce v-ați gândit și mai ales pe dragoste, da? Mai ales pe dragoste, dar și în altă arie, nu neapărat, până la urmă, cei care ați făcut rugăciuni, vi se ascultă rugăciunile. V-am spus chestia asta și acum vine Adriana și ne confirmă ceea ce eu am spus mai devreme și aș vrea să mai trag fix 2 cărți ca și un final. Eu aș vrea mai mult să vedem la ce să mai fim atenți sau să mai fiți atenți, știi? Ce ar mai putea să se întâmple? Vedeți exact ce singurătatea, exact ce v-am spus mai devreme. Dacă doriți să vă despărțiți de cineva, nu o faceți acum, pentru că veți rămâne singuri și o să vă pară rău, practic. Aici e mai multă ambiție, știi, tai și spânzuri și pe urmă îți pare rău. Mulți dintre dumneavoastră așa sunteți, vă dați mari și tari,
că voi mutați munții din loc și pe urmă luați hotărâri care nu sunt demne de voi și o să vă pară rău, da? Iar foarte mulți veți pleca și veți veni din străinătate. Foarte mulți îmi cad aici care sunt într-o țară cu litera C, într-o țară sau oraș cu litera C, da? Care veți face drumuri, nu neapărat în România, să fim serioși acum, da? Plecați, faceți multe drumuri, veți pleca la drum cei care sunteți în orașe sau în țări cu inițiala de C. Cam asta a fost pentru etalarea generală pentru următoarea săptămână de 21-27 august. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și m-ați ascultat și urmează etalarea pentru Doamne următoarele 48 de ore. Fiți pe fază! Vă îmbrățișez, vă pup și mâine seară la ora 19. Ciao, ciao!